cred că va trece, această inițiativă va trece, nu știu, o lună, două, trei, până la începutul sezonului viitor, o săptămână mai devreme, cât e permite legea, va trece această inițiativă și probabil ca în următor CSA Steaua și alte entități sportive cu asemenea mod de organizare vor avea dreptul să promoveze în Liga 1. Deci, dar nu credeți că în sezonul viitor CSA Steaua va juca în prima ligă? Nu, nu, nu. Ar fi o încălcare flagrantă a regulamentului, a legii. Ne-am întoarce la anii 48 când a apărut Steaua și Dinamo, fotbalul românesc. Adică, de ce să mai ascundem lucrurile astea? Așa a fost și atunci. În plin campionat s-au transformat în fel de fel de echipe. Nu, eu spun că așa va fi, pentru că mă dâng cu ce cunosc eu așa, ceva pe la emisiune, pe la televizor, nu ce să mai aude, nu s-a arunca în valurile mării fără să aibă un subiect bine așezat. Și atunci lucrurile sunt pregătite ca CSA Steaua să anul viitor să aibă de promovare, dacă vor reuși în plan sportiv, bineînțeles. Chiar și domnul Burmeanu aseară a explicat și a fost destul de limpede că federația împreună cu statul trebuie să aibă o colaborare și așa mai departe. Deci Steaua... a fost destul de logică totuși, da, argumentația. Da, da, exact, da, cum, da, da. În spiritul a ce spune și dumneavoastră și eu cred același lucru. Adică deci e, va fi probabil anul viitor, indiferent de modul de organizare. Trebuie să așteptăm să vedem când, da, când se va probabil până ce intră să intre în vacanța parlamentară, se vor regla lucrurile, probabil. Pentru că anul ăsta va fi rușinos. Dacă anul ăsta să poată promova,